Bună seara, mehedinți! Vă spune Adrian Enache și Aurelian Timișan. El juriu, eu cel care cu munca. La te cunosc de undeva. Da, mersi. Așa, juriu, vorbește puțin mai încolo că e prețios. Eu vă spun că am venit cu toată dragostea în orașul Turnu Severin pentru că sunt un tip foarte independent. Indiferent ce a scris presa de-a lungul anilor, câte iubite mi s-au atribuit, am doi copii minunați, dar sunt extrem de independent. Și de aceea voi susține întotdeauna independența. Așa că, doamnelor, domnilor, sunt foarte fericit și onorat să fiu din nou alături de dumneavoastră. Spun din nou, pentru că, virgulă, cu mulți dintre dumneavoastră ne-am întâlnit la recentul eveniment organizat de prietenul nostru Liviu Plăvițu și de Ionuț, despre care o să vorbesc puțin mai târziu, când naționala de fotbal a artiștilor a României, campioana mondială, a jucat la Severin. Nu-mi vorbim despre rezultat, că nu-i frumos. Oricum au zis că o să ne întindă o revanșă, motiv pentru care o să revenim. Deci motivația noastră, ne-am simțit excepțional atunci, cu oameni minunați ca dumneavoastră și de aceea am decis să venim să-l susținem pe candidatul independent la funcția de consilier al Consiliului Județean Mehedinți, domnul Ionuț Sibinescu! Sunt foarte fericit că îl cunosc pe acest om, pentru că este ca o vacanță de 5 stele. Uitați-vă la el, all inclusive, totul numai zâmbet. Are mai multe stele decât locația în care suntem. Este? Și deja eu m-am înțepat că mai simt vreo 3 stele pe umerii lui pe aici, de când îl țiu de umeri. Un băiat minunat care vrea un acoperiș nou pentru Consiliul Județean Mehedinți. Și o să-l ajutăm să-l aibă. Pentru că el gândește pozitiv, gândește întotdeauna orientat spre tot ceea ce e nou și tot ceea ce e bine pentru semenii săi. Așa l-am perceput noi, ca proaspeți prieteni. Nu facem multă politică, nu prea ne interesează, dar când întâlnim oameni care vor prin intermediul politicii să facă ceva pentru semenii lor, atunci nu putem decât să ne aruncăm așa jos pălăria și să îi ajutăm să fim lângă ei și să sperăm că odată cu ei vor apărea și alții și alții și alții și vom putea să schimbăm ceva totuși în țara asta care e plină de oameni cu care nu mai e ce discuta, că mulți sunt ascunși acum. Și când vorbim de oameni care au idei și când vorbim de oameni care vor să pună în practică aceste idei la care marșează la fel oamenii cu idei, vorbim de Ionuț, pe care ultima oară l-am văzut acum 2 săptămâni la Târgul Internațional, Târgul Național de Turism de la Romexpo, unde iarăși i-am fost... Așa e la juriu când umblați cu aranjamentele. Unde iarăși am stat alături, pentru că, în primul rând, ne iubim țara, ne iubim ideea de a promova această țară și după aia de a ieși din granițele ei, pentru că avem o țară frumoasă. Și, în al doilea rând, stându-i alături la acel eveniment, i-am stat alături unui prieten care, cred că, de fiecare dată când s-a gândit la noi, a reușit și a pus în practică tot ceea ce și-a dorit. A dorit să ne aducă, ne-a adus. A dorit să fim de față la Târgul de Turism, am fost. Iată-ne din nou împreună aici, în orașul foarte apropiat sufletului meu, pentru că eu fiind din Craiova, iată, 110 km, nici nu se mai simt. Ăla tău, ăla... M-a făcut Mama Oltean și prieten cu Temișan. Așa, l-am citit pe Eminescu și îl votez Pinescu. L-am citit pe Eminescu și pe Adrian Păunescu și îl votez pe Sibinescu. Adică cultura este la ea acasă, buna dispoziție este la ea acasă aici la Turnul Severin și mai ales în această frumoasă familie, așa consider și eu și prietenul meu Aurelian Temișan, de când vă cunoaștem că sunteți familia noastră și facem parte din ea. Eu zic să dăm cezarului ce al cezarului. Introducerea noastră a făcut, dacă mai era cazul, pentru că aici este o mână de prieteni, din ce înțeleg, de prieteni atât de suflet cât și de susținători al lui Ionuț. Să-l lăsăm, dar o să-i dau microfonul acesta, nu înainte de a spune un motto foarte frumos după care eu mă ghidez în viață. Spunea Paul Verlaine, la musique avant toutes les choses. Muzica înaintea tuturor lucrurilor, aș adăuga eu, la musique e Ionuț Sibinescu avant toutes les choses. Sibinescu, da? Vă rog, îi dau cuvântul domnului Ionuț Sibinescu, la musique
notre vie, c'est merveilleuse. Am fost în Canada de curând, știi, vorbesc și franceză. Ionuț Sibinescu! Mulțumesc frumos! Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru că sunteți alături de mine și de familia mea în această seară, când vreau să anunț public un fapt pe care majoritatea celor de față îl știu deja, și anume că voi candida independent pentru Consiliul Județean. Toți cei prezenți mă cunoașteți, chiar dacă am momente când poate vorbesc prea mult și vă plictisesc, promit că nu o să o fac în această seară, dar voi face în această seară anunțul oficial că o să candidez independent pentru Consiliul Județean. A venit timpul ca mehedințul să se schimbe și cred că și voi alături de mine simțiți acest lucru. Vorbesc de schimbări profunde, de implicare civică, de o calitate a vieții mai bună, pentru că oricât de diferiți am fi ca oameni, toți avem aceleași așteptări. Să trăim într-o localitate curată, să avem servicii publice de calitate, transporturi în comun de calitate, drumuri bune, parcuri, modalități de a petrece timpul liber și multe altele. Prea multe familii din Mehedinți nu pot pune pe masă cele necesare. Prea mulți bătrâni trăiesc în sărăcie, prea mulți copii trăiesc în sărăcie. A venit timpul ca lucrurile să se schimbe pentru acești oameni. A venit timpul ca politicienii, adică și eu, ca independent, să ne schimbăm și să lucrăm pentru oamenii din jurul nostru. Mehedințeni, ca de altfel majoritatea românilor, au spus foarte clar în ultima perioadă stop intereselor partidelor, stop corupției. Nu vreau să generalizez. Fiecare partid are și oameni competenți care vor și se străduiesc să schimbe în bine lucrurile. Problema este că nu au loc de cei mulți. Este o luptă grea aceasta în care m-am înscris, mai sunt două luni și îmi doresc să fie o confruntare care să conducă la cât mai multe soluții pozitive pentru mehedinți. Sper să nu se axeze pe jigniri, pe denigrare, dar sunt pregătit să fac față și acestui lucru. Vă mulțumesc din nou că sunteți alături de mine și vă rog să rămâneți alături de mine și în următoarea perioadă, pentru că am nevoie de voi. Doar cu voi, împreună, voi putea obține numărul de voturi care să-mi dea autoritatea să mă lupt cu interesele lor. Mulți mi-au reproșat în ultima perioadă că sunt tânăr și că sunt prea politicos cu ceilalți oameni politici. Prieteni, sunt tânăr și nu am cum să schimb acest lucru. Politicos sunt și nu vreau să schimb acest lucru. Cred că au fost destui 26 de ani de politică negativă, de scandaluri politice. Tânăr sau nu, politicos sau nu, campania mea se va baza pe mesaje constructive, pozitive și pe discuții cât mai dese cu mehedințenii. Îi las pe alții să atace, să jignească și să discrediteze. Am încredere că oamenii vor judeca corect în ziua de 5 iunie unde să pună ștampila și ce este mai bine pentru ei. Dragi prieteni, vă mai spun doar atât. Sunt gata să fiu reprezentantul vostru și cât mai multor mehedințeni în Consiliul Județean și vă promit că toată activitatea mea în această poziție va fi în interesul tuturor locuitorilor acestui județ. Vă mulțumesc din suflet că sunteți alături de mine și sper că îmi veți fi alături și în perioada următoare. Vă mulțumesc!